În cadrul emisiunii Pulsul Zilei, difuzată vineri 23 aprilie la BIT TV, deputatul Sorin Năcuț a explicat care va fi traseul celor două autostrăzi care ar urma să tranziteze zonele din apropierea municipiului Pașcani. Conform spuselor deputatului, intrarea pe tronsonul de autostradă A7 se va face atât de pe drumul județean care duce la Brătești, cât și de la ieșirea din Pașcani. Și avem un traseu cumva stabilit pentru A7. Traseul A7 de la Bacău-Pașcani, pe tronsonul acesta, trece undeva la limita din dreapta, să spunem, a râului Siret, dinspre Stolniceni. Intrarea intersectează șoseaua, drumul județean care duce la Brătești, modernizat, făcută recepție anul trecut. Și între Sodomeni și Pașcani urmează să aibă o trecere aeriană undeva prin zona azilului de bătrâni. Noi ne-am fi dorit să fie mult mai sus, dincolo de casa de apă, dar orice intervenție pe traseu ar însemna întârzieri enorme al proiectului și nu și-a asumat nimeni acest lucru. Ca atare am considerat, pentru că am văzut pe șoseaua de centură a Bacăului, au găsit soluții bune cu supra-înălțare, cu poduri aeriene, care nu afectează prea mult habitatul. Tot deputatul a mai menționat că și pentru autostrada A8 s-a stabilit zona pe unde urmează să circule vehiculele. Astfel, traseul va fi situat la marginea pădurii, în zona dintre Moțca și Băureni, urmând să coboare spre Pajiștea de la Sodomeni. La autostrada A8 vă spuneam că este un prestudiu de fezabilitate și ne arată un traseu care vine la liziera de pădure între Moțca și Băureni, coboară pe Pajiștea de la Sodomeni, afectează vreo 10 metri, să spunem, din suprafață. Acolo unde se discută de parcul, dar noi ne-am dorit, pentru că acum e momentul în care putem interveni, ca această autostradă să fie puțin deviată, să nu urce pe Pajiște, astfel încât întreaga suprafață să poată fi alocată parcului industrial. Se intersectează cu A7 în același loc, v-am spus, la intrarea în Sodomeni de pe drumul județean care duce la Brătești, tot printr-un pod aerian, și acolo se face conexiunea între cele două autostrăzi. Acolo urmează să fie un trifoi cu patru foi pe câmpul ăla, o să fie afectate, să spunem, terenurile agricole, dar, să spunem, interesul național și economic e mult mai mare. Iar autostrada duce undeva la periferia comunei Ruginoasa, către Iași, către Lițcani. Și va asigura un fel de centură atât pentru Pașcani, cât și pentru Târgu Frumos și podul Iloaiei. De asemenea, se dorește accelerarea lucrărilor de construcție la tronsonul Târgu Neamț-Iași, pentru că acest lucru ar asigura un traseu atât pentru Pașcani, cât și pentru Târgu Frumos și podul Iloaiei, lucru care ar ajuta la fluidizarea traficului. Tot conform spuselor deputatului, referitor la autostrada A7, tronsonul Bacău-Pașcani, proiectul ar urma să fie depus la începutul lunii iunie. Pentru autostrada A8 s-a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate.